Bun găsit! O nouă ediție a emisiunii de Ale Buzianului. Discutăm mai multe probleme din administrația locală alături de consilierul local PSRO, Silviu Roșoru. Bine ați revenit, domnul Roșoru. Bună seara, bine v-am găsit. Așadar, dacă aveți ceva de semnalat, domnul Roșoru trebuie să preia doleanțele noastre, să le supună atenției celor din executivul primăriei și, ca de obicei, și noi ne vom plia pe reclamațiile dumneavoastră. Domnul Roșoru, am mai discutat și în emisiunea anterioară, dumneavoastră sunteți consilier local în ședința ordinară din această lună, de la sfârșitul lunii octombrie, se va pune pe tapet o sumă destul de mare, dar până la urmă obligatorie pentru plata dobânzilor către profesorii de la unitățile din învățământul Buzoian. Da, din păcate, bugetul local va fi afectat de acest câștig. Este adevărat că e dreptul profesorilor, dar iată că o guvernare proastă din 2009-2011 a făcut ca acum multe localități să sufere din cauza acestei situații. Noi trebuie să vedem cum rezolvăm această problemă. Eu cred că acești bani se vor recupera, adică vor veni de la guvern, dar nu într-un timp atât de scurt. Dar bugetul va fi afectat și în loc să facem alte investiții și să facem alte lucrări pentru municipalitate, iată că o să avem un hop. Este adevărat că, știți și dumneavoastră, bugetul nu a fost atât de bogat, dar sperăm să facem față și să trecem peste acest hop. Da, trecem lucrul acesta la capitolul cheltuieli neprevăzute până la urmă. Da, dar se putea să nu avem această situație, dar din păcate asta este situația. Iar legat de faptul că vor mai veni bani în loc să se recupereze, nu cred asta. Odată ce s-au dus, gata. Mulțumim pentru plată și pentru colaborare. La La cum, revedere! la cum, la ce promisiuni avem de la noua guvernare, eu cred că și la promisiunile date de guvernanți, sperăm să facă acest lucru, să trimită acești bani către toate localitățile, acolo unde s-au făcut plăți. Da, pentru acest lucru se va propune o rectificare de buget în ședința următoare, o ședință unde vor mai fi discutate și alte aspecte, înțeleg, din dumneavoastră, din domeniul învățământului, nu? Da, cu siguranță și vom vedea. Ne lovim de o problemă, zic eu, hilară sau nu mai știu cum să zic. Cu ani în urmă, prin sentințe judecătorești, anumite persoane care au revendicat terenuri în municipiu, judecătorii de atunci i-au pus în posesie cu terenurile de sport ale instituțiilor, În natură, nu despăgubiri. da, în natură, ale unităților de învățământ. Ne-am trezit cu această problemă în care municipalitatea a fost obligată să închirieze, iar expirindu-se acest termen, suntem nevoiți să cumpărăm aceste terenuri, având, bineînțeles, drept de preemțiune. Dar vedeți dumneavoastră, acești doritori care vor să vândă terenul ne dă dreptul de preemțiune, dar prețul îl fac ei. Și ne trezim în situația în care suntem în imposibilitatea de a cumpăra cu un preț extraordinar de mare, că nu poți să faci acest lucru, că vei fi imediat tras de mânecă, știu eu, vine Camera de Conturi și sunt și alte instituții unde planează anumite suspiciuni. Și iată că o să apară în scurt timp și am văzut și la școala 1, am înțeles și pe la școala generală numărul 5, o să apară astfel de probleme în care pe noi, cei puțini din Consiliul Local, o să ne pună într-o situație foarte incertă. Bine, acum dacă la dosarul ăsta și la tranzacțiile astea există un expert autorizat
Că trebuie să existe o expertiză, practic, că vorbim de bani publici și primăria este obligată să există, facă dar, o evaluare cu un expert autorizat. Dar ce ne facem în situația în care acel proprietar nici nu mai vrea să ți-l închirieze sau refuză, și, da, și nici nu vrea să ți-l mai vândă? Nu ți-l vindeți, ai drept de prensiune, dar el poate are o altă ofertă a unui om bogat, care ăla plătește oricât numai să ia acel teren unde poate să-și facă, știu eu, acolo o casă sau orice poate să-și construiască. Bine, mai există și posibilitatea dacă îi se dă autorizație, da? V-am spus, este o situație foarte dificilă și s-au făcut anumite greșeli în timp și iată că repercursiunile sunt peste ani și ani. Și tocmai de aia ați văzut că și în ședințele de Consiliu Local apar fel de fel de probleme la care trebuie să fim foarte atenți în general cu tot ceea ce facem, cu aceste vânzări de terenuri, cu aceste atestări, cu tot felul de tot ce aparține de patrimoniul municipiului, adică nu este de jucat. Ca să nu vă treziți ca în multe alte situații și dosare, sigur, chemați că, da, pe la DNA. Da, iată, v-am spus, am fost și recent chemat la ODRA, tot așa cu un schimb de teren, unde tot așa justiția a pus în posesie niște oameni de afaceri cu un teren exact în zona fabricii de bere și, pe urmă, noi am fost obligați să facem un schimb de terenuri ca să mulțumim această și o parte și alta. Pentru că, dacă mă întrebați pe mine, municipalitatea nu are nicio vină în problema asta, dar tot timpul noi tragem de problemele altora. Da. O primă intervenție telefonică. Bună seara! Domnul Mihai și domnului Roșioru. După strada Victoriei, fundătura Victoriei, sunt și eu și vorbesc în numele tuturor locatarilor după străduța noastră. Noi nu avem străduță asfaltată și poate domnul Roșioru aduce la cunoștință domnului primar. Că acum, după ce s-a asfaltat, avem străduța neasfaltată măcar la intrare pe străduță să ne asfalteze și nu acolo 5-6 metri. Nu, tocmai ce vreau să vă întreb, că n-am înțeles bine. Strada Victoriei. Strada Victoriei nu a fost asfaltată? A fost asfaltată, dar noi locuitori după fundătura Victoriei. Ah, fundătura Victoriei, da. Este undeva între 23. Ea figurează asfaltată. Dar la noi nu este asfaltată. Asfaltată a fost cea de lângă ram, de acolo unde a fost ramul, mai jos, înspre Doru, cum se spune acolo. La, da, la Doru, da. La Doru. Și figurează în locul a noastră, se spune că figurează asfaltată, dar aceea de acolo s-a asfaltat. Câți locuitori sunteți acolo pe fundătura asta? Suntem 8 case. Da, deci o familie. O familie. Și foarte rău s-a stricat la intrare pe străduță din cauza că întorc cei de la maternitate, cei de la DBD, cei de la PINIC. Am înțeles. E de groază cei la intrare pe străduță. Nu sunt numai pe troaie. Noroc când era ramă ne mai puneau ei câte o mașină, câte o cupă din aia de pietriș. Dar acum e chiar distrusă. Sărim ca la trampolin acolo când intrăm sau ieșim pe străduță. Și n-ar, cam câți metri ar avea fundătura asta? Străduța are cam în jur de 30 de metri. 30 de metri. Am înțeles. Cam așa. Da, bun, ne-am notat și a notat și a reținut și domnul Roșioru. O să le aducem la cunoștință cu siguranță și celor din primărie problema asta. Mâine o să ridic această problemă și o să spun, pentru că sunt și ei plătitori de taxe, de impozite, au nevoie și trebuie să asfalteze, mai ales că nu e o suprafață foarte mare de asfalt. Și da, și o zonă unde s-a intervenit cu asfalt. Ce anume? Zic și o zonă unde s-a intervenit da, și da, cu asfalt. Da, sigur, că da, adică trebuie să existe și o continuitate. Dacă tot s-a asfaltat și carosabilul și trotuarele, acum am înțeles că o să se asfalteze, trebuie să termine și această stradă. Și apropo de asfaltări, văd că se asfaltează în continuare, tot în ritm alert, următoarea pe listă, începând din această noapte, strada Obor. Da. Începând cu rondul de la Arhiepiscopie. Da, îi felicit pe cei de la Urbis. N-am crezut că pot să execute lucrările așa într-un mod
știu, alert, rapid. Am observat ieri strada Colonel Buzoianu între Nicolae Bălcescu și Unirii. Chiar a durat o zi. Am fost curios că și-au luat angajamentul că într-o zi o să asfalteze această porțiune din Colonel Buzoianu. M-am uitat și aseară, în jurul orei 11, au finalizat această asfaltare. E de apreciat că se poate, iată că dacă se vrea, se poate face orice pentru bunul mers al urbei. Da, acum cu noutățile și cu politica asta impusă de asfaltări, ziua nu ai asfalt, te trezești dimineața că ai strada asfaltată. Este și o necesitate, era, adică și este în continuare o necesitate de asfalt și normal că trebuia să înceapă odată cu aceste lucrări și binevenite din punctul meu de vedere și cetățenii spun același lucru, binevenite și sperăm să ajungă și prin pe străzile acestea mărginașe unde oamenii n-au văzut niciodată asfalt și de ce nu sunt și alte străzi care, chiar dacă au fost asfaltate, au fost, știu eu, acum 30-35 de ani, unde este deteriorat drumul și este impracticabil și circulatul pe jos, dar cu mașina. Da, atenție foarte mare, este și mesajul din partea celor de la primărie, pentru cei din zona Obor, nu vă lăsați în această seară mașinile parcate pe stradă, pentru că riscați să le găsiți pe trotuar. Nu le ridică să le ducă în altă parte, dar știți că există acel utilaj achiziționat de Urbis și care e prezent la fiecare zonă de asfaltare și ridică acele mașini care împiedică buna desfășurare a acestor lucrări. Așa se va întâmpla și în zona Obor. Dar, repet, acesta este avertismentul celor de la primărie, să nu lăsați mașinile în zona în care se vor efectua lucrări în această seară. Și mai există și riscul să poată să fie, știu eu, datorită lucrărilor, să fie murdărite, atinse. Se lucrează cu asfalt cald și, știu eu, poate să dea... Dar n-ai cum să finalizezi lucrarea dacă ai mașini pe marginea carosabilului. Sigur că da. Bun, cineva întreabă, trimite mesaj și întreabă când va apărea orarul autobuzelor în stații. Problema asta a fost dezbătută de foarte multe ori, odată cu decizia neinspirată a celor de la Transbus să afișeze acele hârtii cu orar. Nu poți să le citești, nu le puteam eu citi, dar aminte alți oameni care nu văd foarte bine și da, eu cred au că trebuie... etate, unele cocoțate la câțiva metri pe stâlp, în locul vechilor afișaje și așa mai departe. Noi am sesizat la rândul nostru aceste probleme, sunt cunoscute la nivelul executivului și la nivelul executiv primăriei, așteptăm să vedem soluția. Așteptăm și noi să vedem soluția. I-am adus și eu la cunoștință domnului director de la Transbus și i-am solicitat, i-am cerut ca acolo unde se poate și unde permite să punem niște tabele de astea, știu eu, cum scris pe niște tabele electronice unde să fie scris. Dom'le, până mai la tabelele alea, că alea înseamnă niște investiții. Înseamnă da, niște unde bani. Se poate și, știu eu, stațiile mai aglomerate, nu așa oriunde. Dar măcar să fie tabel cu scris mult mai mare să poată fi vizualizat de toți călătorii. Da, bun. Dacă a venit vorba de Transbus, la ședința trecută, ședința extraordinară, o rectificare care a însemnat și unda verde pentru achiziția 15, da. Încă 15 autobuze. Da, 9 autobuze cu burduf, din acelea de capacitate mai mare și 6 de dimensiuni mai mici, cele care le avem acum în autobază. Și cele 9 au scopul de vor fi introduse pe traseile mai aglomerate. 2, 7. 2, 7, da, și cel nou care va fi creat Buzău-Vadupași. Da, Buzău-Vadupași și pe urmă o să urmeze și celelalte comune limitrofe. Am înțeles Stâlpu, Costești, Tăbărăști. Da, Vadupași cel puțin va fi în anul acesta, în toamna aceasta.
În schimb, celelalte localități, cred că anul viitor, da, în funcție de și cum se asociază localitățile, comunele. Și de buget, și, da, și bugetul comunelor respective. Bun, și de potențialul din parcul auto, că acum da, a fost suplimentat parcul auto, dar cerințele sunt și mai mari. Da, vedeți dumneavoastră că așa, din mers ne-am reglat, dar au fost probleme. Au fost probleme cel puțin și la achiziția acestor autobuze, ați văzut că am semnalat, până s-au reparat, până s-au pus în circulație, până a fost un pic mult mai dificil și astea au fost posibilități. Poate, știu eu, peste un an, doi vom putea cumpăra noi, vom vedea. Cineva zice, eu cred că problema de la Transbuz actuală și cea mai importantă ar fi cea a lipsei taxatoarelor. Ați văzut în proiect și în plan avem acest sistem de etichetting. Bun, dar și până la sistemul etichetting ce facem? Trebuie să avem aceste... Urcăm pe la șofer, îl deranjăm în ghilimele pe șofer, dăm bani, trebuie să dea restul, să numere bani? Nu, trebuie să angajăm, trebuie să găsească soluții conducerea Transbuzului să aibă taxatoare. E normal să până o să avem un nou sistem. Este o problemă asta reală. Da, sigur că da, dar cred că tot așa o să semnalăm lucrul ăsta și dacă nu sunt aceste taxatoare, cu siguranță cred că organigrama va permite să poată să angajeze aceste taxatoare. Da, unele dintre ele s-au transformat în șoferițe. E un lucru de apreciat. Foarte bine, bine că au avut curaj, că au învățat sau au avut școală. Asta e un lucru bun și chiar încurajator să vină cât mai multe doamne. Bun, revenind la problemele din Consiliul Local Municipal, înțeleg că s-a pus din nou pe tapet, s-a rediscutat problema apărării consilierilor locali în diverse procese. Ce s-a stabilit până la urmă? Că discuțiile le-am auzit la modul tacit, că pe hârtie nu știu cum sună lucrurile. Da, am înțeles și de la domnul noul secretar al nostru, așa, domnul Pistol Eduard, că Consiliul, deci casele de avocatură care reprezintă primăria, reprezintă și Consiliul Local. Nu reprezintă, știu eu, persoana fizică a unui consilier, dar, în general, Consiliul Local va fi, Buzău, va fi apărat de aceste case de avocatură cu care, de fapt, avem și contract. Și drepturile noastre sunt apărate, dar al Consiliului Local, nu ca și persoană fizică. Adică eu, dacă am un proces și sunt și consilier, trebuie să mă folosesc de această casă de avocatură să-mi apăr un interes personal al meu. Bun, dacă eu am votat, știu eu, să zic, am votat pentru, contra și atac, de exemplu, această hotărâre în contencios administrativ. Nu poți să folosești casa de avocatură să... Ați înțeles? Deci astea sunt lucrurile. Am dat un exemplu banal. Bun, încă o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara, domnul consilier special. Domnul consilier, am și o rugăminte la dumneavoastră. Când două întrebări, ascultați, mi le răspundeți. Sunt prea mulți pomi care face mizerii. Vă rog să analizați domnul vice, domnul apostol, că mai ales că sunteți consilier, poate curăță pomii, că face multă mizerie. Una la mână, doi la mână, cu astea, cu trotuarele din centru, că nu s-a schimbat o parte din borduri, o parte nu s-au schimbat, când se vor face și astea. Cred că e a 20-a oară când aud de domnul consilier despre această problemă invitată în emisiunile noastre, da, pentru că de atâtea ori ați sunat și spuneți aceeași problemă existențială. Eu nu vorbesc cu dumneavoastră, că și așa... Păi nu, dacă... Da. Nu. Dacă e, mai sunt... Eu v-am lăsat și vreau să vă demonstrez că este chiar ultima dată când veți intra în direct, condițiile în care dumneavoastră ne înjurați angajați. Așa că înainte de a interveni, dumneavoastră trebuie să aveți bunul simț să băgați capul castruțul în pământ și să nu mai sunați niciodată la Campus TV din cauza faptului că ați folosit
un limbaj care nu ar face, cum să zicem, cinste nici unei persoane. Asta pentru că, repet, sunați cu aceleași probleme. Vreți să vă spun că le știu pe toate. No, dar trotoarele așa, din centru, de ce nu s-au făcut, s-au asfaltat. După aceea, pe platou din Piața Dacia, că sunt gropi. Tot așa, în zona sedului a JOFM. Iar domnul este, dar acum, este o reclamă de serviciu. Acum, dacă, eu sunt, întotdeauna am fost foarte tolerant. Așa este. Dar orice limit are o margine, cum s-ar ceea zice. Ce, vă rog, ce a spus domnul... Apropo de pomii care face mizerie, ca să citez. Așa. A spus câteva lucruri și care există, din păcate, dar da. Printr-o simplă cerere, care trebuie să o depună la camera 30, să specifice unde, cum și în ce fel și cu siguranță... Și să scrie de pomii care face mizerie, am înțeles. Vedem unde această... În ghilimele, da. Da. Bun, cineva zice așa, vă rugăm să ne spuneți de ce nu se fac contracte individuale cu apă, canal și RER, ca la gaze s-ar rezolva multe probleme pentru cetățeni. Da, s-a ridicat această problemă, mi-a mai spus-o tot într-o emisiune la dumneavoastră, la campus. Sunt cetățeni care doresc acest lucru. Am mers și către conducerea RAM, am fost și la compania de apă, au spus că ei... fac aceste contracte individuale, dar acolo la anumite asociații trebuie să găsească un număr de locatari care să fie de acord cu această contorizare separată. Bun, mai avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara, vă salut! Domnul Roșioru? Da. Mai vreau puțin câteva minute vorbesc de Casa de Avocatură care vă reprezintă. Da. Vreau să vă întreb un singur lucru. Când ați semnat acele hotărâri, v-ați gândit ce semnați? Hotărâri? La ce mod vă referiți? Ale CLM-ului, care acum spuneți că nu vă apar ca persoană fizică, doar ca și consiliu local. Eu v-am spus că aceste case de avocatură nu face altceva decât să apere interesele primăriei și ale Consiliului Local. Deci ca și nu persoană fizică, consilier local. Deci lucrul ăsta nu se întâmplă. Bun. Dumneavoastră, ca persoană fizică, cum o să vă apărați acum? Nu sunt pur și simplu local, stați neștit. Urmăresc emisiunile și mă uit. Da. Păi, foarte simplu, cum am făcut-o și până acum. M-am dus în instanță și orice hotărâre care eu am votat împotrivă sau m-am abținut, am atacat-o în contencios administrativ și le-am și câștigat. Este foarte simplu și m-am reprezentat singur. Dacă aș fi avut nevoie și de un apărător, l-aș fi angajat. Dar, în general, când te poți pregăti să te poți apăra singur în astfel de cazuri. Pentru că te documentezi. Dacă v-ați abținut, sunteți ok și nu aveți nicio problemă, să vedem ce fac restul. Corect, da. În general, v-am spus, am avut câteva hotărâri care le-am atacat în instanță și pentru mine a fost un câștig, au trecut câteva. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Înainte de pauza de publicitate, să revenim la discuția asta cu contractele individuale și în privința RER. Dar sunt făcute contracte individuale din câte sunt, dar la anumite asociații. La blocuri nu. Da, la blocuri nu. La locuințe, clar. Da, și acolo sunt anumiți cetățeni care sunt și îndreptățiți și au dreptate, vor să știe exact cât au consumat, atâta să plătească, pentru că... Bine, la asociație, la asociație. Oricum este o singură taxă. E taxă valabilă pentru toți cetățenii din municipiu. Da, dar să evite gen problemele acelea când, de exemplu, RER nu mai colectează gunoi de la o asociație de proprietari din cauza... Că n-au plătit alții. Da. Sau, de exemplu, sunt acolo cazuri unde sunt 4 persoane la un apartament, 2 sunt la facultate la București. Ei vor, domnule, mi scoți, nu mi mai pui. Da. Exemple și exemple. Mai avem o intervenție telefonică înainte de pauza de publicitate. Bună seara! Bună seara! Vreau să mă adresez domnului consilier. Vă rog.
deoarece era unul dintre persoanele care lua apărarea polițiștilor locali atunci când treceau printr-o, să zicem, o cumpănă. Mai nou, vreo 4-5 dintre dumnealor sunt zilnic, cât este ziua de mare, la un bar și magazin universal în același timp, de la RER de acolo, de la podețul acela de cale ferată. Stau acolo. Parcă ar fi corpul de pază acolo. Acolo se schimbă de dimineață până seară ce sarcini au, nu știu, sau poate că sunt angajații magazinului respectiv. Stau la masă cu clienții, domnule. Asta este. Da. Oricum, se vede clar. I-ați apărat degeaba că se plimbă haotic prin tot orașul, niciun fel de eficiență, mizerie este peste tot, au rolaj din ăștia peste tot și iau salarii mai mari decât le-au avut. Deci, mai mari nu le iau. Din partea mea pentru dumneavoastră, sau o bilă neagră, nu știu cine vă mai votează, dar eu unul nu. Da, bun, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Da. Rugămintea e că Nu facem lucrurile ca să ne voteze lumea. Noi facem lucrurile ce ni se par nouă că lucruri normale. Iar acești oameni, sunt cazuri izolate, să le semnaleze, nu nicio problemă. Avem unde să ne spună în momentul unde, cum, e important cum, e ca o astfel de sesizare să vină chiar în timpul acțiunii, să fie prins oarecum în flagrant. Imediat, se poate imediat anunța. Sunt în timpul serviciului sau nu? Da, iar faptul că i-am apărat, era dreptul lor și îi apăr în continuare și îi voi apăra, e un lucru normal, așa mi s-a părut și așa este normală situația să-i apăr, de fapt să-i apăr, să spun ceea ce gândesc. Și că nu-și fac activitatea și că îmi pare nespus de rău, au adus la bugetul local din amenzi o sumă foarte, foarte mare și faptul că sunt văzuți pe stradă creează totuși un impact către răufăcători, către anumite persoane care deranjează liniștea publică. Cred eu că nu au fost evenimente atât de grave în orașul nostru cum sunt, ați văzut, în alte orașe mai mari, precum București, Ploiești, Constanța, și ați văzut tot timpul se semnalează către un caz grav. Că sunt și cazuri izolate unde acești polițiști locali nu-și fac datoria, corect, dar trebuie să semnalate aceste lucruri și să ne aduceți la cunoștință acolo unde noi nu putem să, știu eu, să le analizăm activitatea, aduceți-ne la cunoștință și cu siguranță se vor lua măsuri. Bun, luăm o pauză de publicitate, după care revenim și discutăm și mai multe subiecte și preluăm în continuare telefoanele și mesajele noastre.